Familia ne asigură singur sentiment de siguranță care va trăi toată viața, cât și dincolo de acesta. Ne naștem și creștem într-o familie, de obicei nu noi ne alegem tipul de familie în care trăim, oricare ar fi mediul în care ne formăm, să nu uităm că sunt cei mai importanți ani din viață. Se spune că primii 7 ani din viață sunt cei mai importanți, însă eu sunt de părere că tot timpul petrecut alături de familie este important. Familia este atât de importantă încât unii dintre noi realizăm târziu acest lucru. Uităm unul dintre principalele valori pământești, și anume respectul. Respectul pentru mama ta, pentru că ți-a dat ocazia să existi, să-ți creezi un fel în viață. Respectul pentru tatăl tău, care este o model pentru tine. Recunoștința pentru cei care ne deschid drumul vieții prin educație, asta acolo unde există. Familia este locul unde povestea noastră începe. Frații noștri, mama, tatăl, bunicii noștri sunt personaje importante din viața noastră. Iar rolul nostru este să le fim aproape până la sfârșit, chiar dacă pe parcursul vieții părinții noștri iau niște decizii care ne fac să privim lumea cu sânăriu. Nu există feedback mai sincer decât feedback-ul primit din partea părinților. Că facem ceea ce ne place sau că facem ceea ce le place lor, vom constata că ei ne iubesc, ne sunt alături, ne vor binele și concluzia au dreptate, orice am face, orice am zice. Familia te motivează, te susține atunci când ai cele mai importante evenimente în viață. Este acolo ca să te facă să te simți apreciat și iubit. Este acolo ca să te facă să te simți în siguranță. Să-ți dovedească faptul că ai reușit să treci puntea, să-ți dovedească faptul că drumul a fost greu, dar ai răzbit în final. Familia ți este coach, deoarece te învață ceea ce faci ca să răzbești, și ți este și mentor, deoarece îți formează drumul vieții pe care trebuie să-l parcurgi. Imaginați-vă rădăcinile acestui copac ca fiind familia dumneavoastră, iar coroana, succesul pe care îl dețineți. Rădăcina copacului reprezintă educația, iubirea, încrederea, motivarea, un feedback bun care se reflectă în coroana copacului. Familia reprezintă fundația succesului. Cu cât aceasta este mai bine construită, cu atât construcția va fi mai durabilă. Primul succes al părinților și cel mai important suntem chiar noi. Oamenii pleacă, dragostea doare, prietenii dispar, dar familia va fi acolo pentru noi. Nu ne va răni și nu ne va părăsi niciodată, orice am face noi. Când vorbim despre succes, automat aducem în discuție și perseverența, care se traduce prin curajul de a acționa. Pe lângă curaj, trebuie să fii foarte puternic motivat, să fii optimist, să ai o gândire pozitivă. Încrederea, pentru a merge mai departe, mi-o găsesc în familia mea. Acestea sunt pașii către succes pe care vi-am spus mai devreme. Winston Churchill spunea că curajul este ceea ce trebuie ca să stai în picioare și a vorbi, dar este și ceea ce trebuie pentru a sta jos și a asculta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că aveți curajul să stai jos și să mă ascultați, în ciuda emoțiilor pe care le am. Aceasta este o altă definiție a succesului. Când faci primii pași din viață, cazi, te ridici, iar cazi, te ridici, perseverezi, îți păstrezi entuziasmul și ajungi să-ți atingi scopul, acela de a merge. Eșecul este parte importantă din drumul spre succes. Dar fiecare obstacol trebuie să-l privim ca pe o oportunitate pentru a ajunge acolo unde ne dorim. Aceasta este definiția succesului pe care am spus-o mai devreme. Viața de familie este prima școală a emoțiilor. În familie ți se formează prima zonă de confort, iar apoi școala îți lărgește zona de confort și te face să devii conștient de tine. Cred că ceea ce este cel mai important în final, da, aceasta este zona de confort. Cred că ceea ce este cel mai important în final nu este să ai succes, ci să fii un om de valoare. Pentru că a avea valoare este mult mai important decât a avea succes.
Iar valoarea fiecăruia dintre noi stă în familia pe care o avem. Vă mulțumesc frumos pentru atenție!